27 din 21 iulie, domnul primar a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de astăzi. Materialele pe care le-ați studiat și avizat urmând a trece și a se supune spre aprobare, solicit domnul primar de a intra în ordine de zi, să fiu operativ. Bună ziua, domnule consilier, vă mulțumesc că ați dat curs invitație noastră de participa la ședința extraordinară convocată astăzi. Avem pe ordinea de zi un număr de 4 proiecte de hotărâre. Domnul președinte, vă rog să prezentați ordinea de zi, să supuneți prea aprobare Consiliului Local ordinea de zi, după care în prezentare. Proiect de hotărâre numărul 84 din 21.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corvoască, județul Bacău, pentru anul 2023. Proiect de hotărâre numărul 85 din 21.07.2023 privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Corvoască, județul Bacău, pentru trimestrul 2 din 2023. Proiect de hotărâre numărul 86 din 21.07.2023 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Corvoască, Bisericii Ortodoxe cu Hramul Sfântul Nicolae din satul Scărișoara, Comuna Corvoască, județul Bacău. Și proiect de hotărâre numărul 87 din 21.07.2023 privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Bisericii Ortodoxe cu Hramul Sfinților Mihail și Gabriel din satul Corvoască, Comuna Corvoască, județul Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte! Cu permisiunea noastră, am să intru în prezentarea ordinii de zi. Proiectul numărul 84 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corvoască are referatul de specialitate în care sunt convins că a luat înainte și a făcut studia. Rugăminte de închide să refoane soldațiile pe serenicioși, suntem să... Este nevoie de rectificarea bugetului pentru că în urma solicitărilor pe care le-am primit în ultima perioadă, în funcție de, știu eu, de disponibilitățile bugetare, am proces pentru a, știu eu, satisface aceste solicitări. Este vorba de solicitarea școlii generale Corvoasca, gimnaziare Corvoasca, care solicită vreo 317.000. Am identificat o resursă bugetară de 200.000 pe care îi dăm acum. Vom însă facem o analiză împreună cu doamna directoră asupra bugetului dumnealor. Și dumnealor trebuie să fie atenți la cifre din buget, să-și cheltuiască banii care sunt acolo și să nu ceară nejustificat sume, pentru că la sfârșitul anului să facem iarăși, știu eu, reparații bugetare. Deci, din totalul 317.000 solicitați, li se alocă 200.000 de lei. Am luat lucrurile care sunt importante pentru dumnealor din lista de solicitări și asta înseamnă pregătirea clădirii pentru următorul an școlar, plata salubrizării și mai au ei lucruri acolo care trebuiau făcute necesar și imperios necesar. Și apoi vom vedea celelalte solicitări mai târziu sau dacă le au un buget să le cheltuiască de acolo. Avem hotărârea de Consiliul Local numărul 69 din 22.06, unde au fost aprobate lucrări de reparații curente interioare la școala Scărișoară, valoare 34.500, lucrări de reparații la împrejmuire la Marvila, 36.700, bani care trebuiau bugetați și e nevoie de rectificare. Atunci nu am făcut rectificare pentru că vreau să vedem dacă dumneavoastră aprobați lucrările respective. Au venit sume de la proiectul POCU, spune da, educației. Mai avem de achiziționat un generator portabil pentru lucrările astea care le facem noi la deservire. Avem de acoperit sediul primăriei vechi, care este încă înverit cu azbociment și plouă. Ne plouă chiriașii și riscă să plece de acolo. Sunt suficiente metode, ăsta motive, domnul doctor, ăsta motive pentru care rectificarea să fie justificată. Deci asta ar fi rectificarea de buget. Proiectul numărul 85, privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Corvoasca pentru trimestrul 2-2023, în conformitate cu legea 273 de 2006, în lunile aprilie, iulie, octombrie și cel târziu în decembrie, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta spre analiză
și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor comunii. Pentru ca la sfârșitul anului să nu înregistrăm plăți restante și diferența dintre venituri și încasate și excedentul anilor care finanțează eu o întreagă horologie, bugetul înseamnă un tabel cu echilibre. Doamna contabil a scris tot ce trebuie. Dacă vreți clarificări vis-a-vis de aceste cifre, sigur, doamna vă stă la dispoziție. Ca și concluzie, pe tabelul pe care dumneavoastră îl prezintă aici, avem niște procente și puteți aprecia până data asta cam care este gradul de utilizare a bugetului local. Este un buget local cheltuit cu precauție și eficiență, sigur că, dar cu intenția de a acoperi exact lucrurile care trebuie făcute. Conform planului de achiziții, conform strategiei și tot ce avem noi aprobate în Consiliul Local. Proiectul numărul 86 și 87 sunt, practic, cu același conținut, acordarea sprijinului financiar celor două biserici care nu au primit încă sprijin financiar. Ele au fost programate pentru trimestrul 3. Este vorba de Biserica cu Hramul Sfântul Nicolae de Satu Scărișoara și Biserica Ortodoxă cu Hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Corbasca. Sumele bugetate aprobate la începutul exercițiului trebuie virate în fondul bisericilor, așa încât să poată începe lucrările de reparații sau ce dumneavoastră au cerut acolo. Ați văzut și dumneavoastră, cred că banii pe care i-am alocat sunt cheltuiți cu folos, zic eu, și pentru binele tuturor acest context. Sunt lucruri frumoase, lucruri care ne reprezintă, sunt lucruri care plac ochiului atunci când mergem la biserică și eu cred că ne mulțumește toată lumea acest aspect. Cam asta este ordinea de zi. Nu am avut intenția să vă ținem foarte mult, că ai putea găsi proiecte de hotărâre, dar ne lăsăm pentru luna august, când veniți în concedii, să fiți mai... Poftiți, doamnă. Ce scuze. Domnul președinte, dacă sunt discuții, dacă la capitolul diverse cineva are de spus altceva în afară de apă, ca să închid subiectul de la capătul. Altceva în afară de apă e problem mare. Am înțeles. La Băcea e problem mare. Rău că l-am intrat la diverse, mai târziu. Mai târziu, tu nu știi. A zis altceva în afară de apă pe care... Cam asta. Nu a făcut, nu știe. Este pozitiv. Ești... scutită că ai treaba. Cum? Cine e cel de așa ceva? Nu, nu, nu. Cum mă dat telefon? Dă-mă înainte, domnule. Dă-ți înainte. Nu, poliția. Dă-ți înainte, unde găsi acolo. Acolo. La cuvânt. La diverse... Fără diverse. Fără. N-am ajuns la diverse. La diverse mâine. La diverse mâine. Avem 4 proiecte pe ordinea de zi. Da, știu că sunt 4. La diverse. La urmă, după ce epuizăm ordinea de zi, da, deschidem cutia Pandorei. Aș scrie acolo alea. Așteptăm că se filmează și că ca să consumă o bandă. Deci neamă. Goală. Se ocupă carne. Ce rămâne tot goală. Curaj. Domnul viceprimar este plecat la un eveniment legat de un proiect pe care îl implementăm la noi aici. În primărie suntem foarte rari din cauza concediilor. Vă sună în termen, sunt într-o ședință. Vă sună, vă sună, vă sună. Ne cu respect. Da.
Da, am zis, zic, ultima vorbă de acolo. Dacă vreți. Se dă seama de faptul că noi am aprobat în ședința anterioară niște lucrări în bugetul local al Bărânei. Era necesar ca astăzi să aprobăm și sumele care sunt alocate pentru pentru școală, pentru elit, primăria veche și alte lucrări care da, și înseamnă că încă mai sunt bani la primărie care nu pot fi cheltuiți eficient pentru realizarea unor obiective care noi am fost de acord cu ele. Și ce o să mai apară pe parcursul anului acesta, până vine iarna. Era nevoie de să fac execuția bugetară, pentru bani trebuie repartizați corect pentru fiecare obiectiv. Și asta înseamnă că este o preocupare pentru realizarea proiectelor aprobate de noi în numai ședința de scura trecută, dar în toate ședințele unde noi aprobăm aceste proiecte inițiate de pe primar. Dar era nevoie să fim de acord și cu alocarea unor sume la cele două biserici, pentru că s-a renovat aproape de terminare la Biserica Scărișoara și mai era nevoie de niște sume, deci practic oamenii trebuie să înțeleagă că bugetul local, primarul, în primul rând, este preocupat și de realizarea acestor lăcașuri, de realizarea acestor lăcașuri vechi care trebuie conservate și reparate. La fel la Corbasca, pentru că aici este o lucrare mai grea, este la început, nu sunt, încă nu s-au demarat lucrările la Biserica Veche. Sperăm să iasă un lucru frumos și cred că o să le placă la oameni, nu? Da. Sunt de acord cu cele patru proiecte. Aveți o ordine, nu o să-i dați... Următorul, la cuvânt. Sunt scris. Da. Ionel, dacă tu știi următorul. Chiar dacă școala de la Marvila e conservare, este o preocupare să realizăm gardul ăla, acolo șanț, mai chiar și mai bine. Este făcut. Șanțul e făcut că s-au ocupat sfatul. Da. Nu-i stă bine gardul cu șanțul. La biserică, în cercul satului acolo. Da, acolo. Domnule, totuși, poftiți. Sunt de acord cu cele patru proiecte. Este cel asta cu să ajută bisericile. Pentru Băciuri am aprobat. Dar știu asta. Se lucrează la Băciuri. Se lucrează. Se lucrează, dar am înțeles că vreau să plece pe care. Păi dacă mai facem condițiile care la celul, o să plece. Deci condiția celul, dacă el deja era 120 atunci, 120 de euro metru. Nu e asta problema, vrea să se spere omul și el. Și să-și cumpere din el în domnul. Asta zic. Eu am luat un cazat mare. Da, e un luat țin. Dar te poți vă rog. Și proiectul ăsta cu oveleșul la sediatul la fosta primărie. Așa. Când o să încerc? Să fac adicare, probabil.
Da. Deci aprobăm rectificarea. De acord că sunt și chiriași și mai ales că chiriașii și colegi acolo și trebuie să vă arătăm la zi. Deci ai conflict de interese, dar mulțumesc. Nu, e folosul comunității, că dar trebuie să banca, nu știu ce se numai e pe acolo. Nu mai trebuie să asculte aici, aproape. E foarte bine, că da, dacă fuge mai... și mai ne ajută. Da, când îți ia banii, când îți ia banii mai ții. În subseriul ăla și organul de poliții locale. Dar mai bine pleca, mai bine zdărâma. Care poliție? Locală sau poliția română? Poliția locală. Poliția locală. Adresa vină. Poliția locală care nu vine, că ne-i chemați. Nu locală Corbasca. Vine aiu. Băi, lasă-i în pizda. Nu știu. Te-ai văzut mașina miliției la drum? Nu văzut ăsta cum pe afară și meserie. Ai văzut aiu. Dar nu mai are ce să mă. Domnul secretar, am rugămintea ca pentru Ronaldo să facem o solicitare la secția 5, Răcăciuni. Să vină cineva, un șef de al dumnealor, să ne prezinte o dare de seamă aici în Consiliul Local vis-a-vis de stare infracționale, de activitatea dumnealor în rugămintea mea e să facem cât putem de repede ca să se încadreze în termenul legal de... Ca apoi o să motiveze că nu le-am solicitat în termen legal. Până la ședința de luna august pot să-și pregătească documentele, să vină la Consiliul Local să ne prezinte o informare. Lumea e mulțumită și pe bună dreptate. E mulțumită pentru că agenții, cel puțin cei care lucrează la Corbasca, sunt atât de discreți încât nici eu ca și vecin nu-i văd. Mai am o problemă cu somnul noaptea, nu prea dorm noaptea și văd turele când se schimbă și doar vin la Corbasca, intră în postul de poliție și pleacă când se fac exact 3 ore și atunci pleacă la secție din nou. Nu știu dacă au GPS pe mașini, nu știu ce intervenții fac, habar nu am cum funcționează, vreau să fiu și eu informat și la lor de la fel ca și mine vor să afle informații ca să le poată... Sigur, deci o să prezint o informare, combaterea stării infracționale la nivelul comunicării. Fiecare an se întâmplă, anul trecut nu știu dacă am avut, dar anul ăsta e necesar, pentru că vedem atâtea aspecte care nu ne plac, nou ca și administrator și noastră, ca și utilizator al bunului public și nu să iau măsuri și cred că, eu știu, istoria nu poate... Avem justificări în acest sens. Am făcut atâtea reclamații noi, ca și autorități publice și suntem chemați să dăm declarații și suntem certați că nu aplicăm sancțiuni. Au dreptate, conform legii, eu pot, în momentul în care constat să aplic o sancțiune, dar nu știu dacă este bine unui primar să umbli cu procesul verbal la greu și cu pixul la ureche, să dea amenzi prin sat. Rolul domn primar e altul decât să dea amenzi. Noi cred că avem un rol administrativ bine precizat de legislația în vigoare și cred că ultimul lucru care l-am putea face este să dăm amenzi. Pentru asta e forța publică numită Poliția Română, care are pe mașini câte un semn siguranță și încredere. Eu nu mai am nici încredere și nici nu sunt sigur că o să vină când o să plătesc pe ceva. Personal vă spun lucrul ăsta și îmi pare rău că fac afirmația asta, dar asta se întâmplă astăzi. Poate mâine mă convinc că m-am dreptat eu. Dă Doamne! Poate se întâmplă numai la noi în zona asta, sau în toată asta. E națională problemă. Nu știu. Nu vreau să... Ideea asta, deci poate... Da. Cum îi scăpări? O vedea. Să le explice dumnealor care e ritmul de lucru, poate... Na, sunt aleși așa, mai moi, mai pufoși. Dar ați văzut că e ales la 6-9, la 3-9. Da. Ce se facă? Am avut un caz sâmbătă seara, o bătaie acolo la noi și a venit un agent aici, cred că, și unul la Răcăciuni. Ce să fac copii? Cu doi copii, ce să fac? Nu prea știu, vizită, că nici legislația nu știu. Sună prea ce mă lăsă văd de ce faci în cazul care nu știa bine cum... Nu putea, da. Nu putea să lămurească o femeie. Că aia cu tot eu. Ia mâna, bine, tu ai vizit. Da, omul are dreptul, cunoaște legislația, oameni, mai fost. Trebuie să fii foarte bine pregătit, da? Că altfel, ți-o furi tu ca agent. Și e rușine că mare. Da, în legătură cu ordinea de zi. Doamna Geta, doamna Alina, domnul Irimia, câteva cuvinte să aibă domnul secretar, ce scrie și domnul cameraman ce filmă. Nu ceva, te dau două dintre. Vă rugam domnul Bătreș.
Domnul Irmie e fericit că mai se pune numerele deasupra. Trecem la diverse, dar eu știu care e subiectul și... În afară de acolo. Eu aș propune o hotărâre cu parcarea asta pe drumul ăsta principal. Stăm la țară, fiecare are curte și își bage mașina în curte. Corect. Inclusiv eu. V-am zis pe drumul principal, nu pe astea secundare, că-s mai puțin. Și alea secundare sunt importante. Există o hotărâre de proiect în care zice că dacă lași mașina afară, se plătește parcarea, nu? N-am... Da, da, cum să... Dacă e aprobată, bineînțeles, eu știu cum este și e aprobată. Până ai mașină. Foarte frumos. Da? Păi până aprobat mai ales dacă... Da, și o ținem curte. Da. Da, băi. Căutăm, căutăm un model... Sunt locuri la deal în plor, unde mai poți mai trece. Un zic de Băcioi, chiar de Corvasca. Da. Da, și la Băcioi. Acolo, acolo la noi cel puțin. Nu avem indicatoare de staționare interzisă. Nu. Nu este. O să punem. O să punem indicatoare. Trebuie să luăm o hotărâre vis-a-vis de centru civic, aici e o problemă. În fiecare zi, inclusiv depozitul ăsta și celălalt de la deal, că am două depozite, sunt absolut prost amplasate. Pentru dumnealor e eficient. Și noi aia plătesc chirie pe spațiu public ca să depoziteze materiale? Niciodată. O blocat aia cu... De... Gunoi, da. Gunoi de... Am văzut. O să facem adrese, comunicăm la domnii ăștia care au depozitele, o să vedem și legislație, că eu am impresia că au lacună din punctul ăsta de vedere vis-a-vis de funcționarea lor în centrele civice. Asta v-am spus și am și cred că o să o analizăm cum și... trebuie, să vedem ce facem cu toată dragostea pentru cei care au închiriat sau ce au construit acolo. Dacă nu este loc, îmi pare rău, deja suntem foarte aglomerați și cred că trebuie luate măsuri, că nu mai putem să stăm între bolțari și o să terminăm și lucrarea asta, ați văzut, cu început, amenajarea centrelor civice. Și atunci când o să fie mai mult pentru promenadă decât pentru bascule și pentru măgari, o să băgăm și interdicții de genul ăsta. Eu pot să precizez faptul că legislația nu permite funcționarea depozitelor cu materiale de construcție care pot produce anumite nereguli activității normale, cum ar fi îngrășăminte chimice, materiale de construcție, vopsele, care unele sunt cu caracter exploziv, da? Cu diluanți, cu tot ce este. Noi modernizăm comuna, o aducem la anumite standarde, iar în interiorul ei, conform planul urbanistic, corect, aceste construcții, aceste amplasamente sunt interzise. Deci nu o să vedem în planul urbanistic al comunei Corbasca, în zonele de centru, în toate satele componente, activități de genul depozitelor de material de construcție sau chiar și alte obiecte de activitate. Doar rețea de magazine agroalimentare care pot deservi populația din zonă și nu numai. În rest, praful de ciment care se depun pe copii care sunt în preajma școlii și se joacă în zonă. Tot timpul ne lovim de chestia asta. Și eu cred că începând cu anul următor, noi trebuie să ne facem, să-i notificăm ca ei să aibă timp să-și schimbe locația, dacă vor să mai funcționeze cu material de construcție pe raza comunei, că nu e obligatoriu. Indiferent, veniturile care le aduc lor este unul, iar nu doar ne aduce o taxă de eliberare autorizație care este infimă, da? Și atunci, cel care vrea să aibă material de depozit de construcție să-și le facă în afara localității. Nu cred că ați văzut prin Răcăciuni o comună aproximativ la această față, în centrul localității, depozit de material de construcție. Au, domnule, cum nu? Vasionul, tot lângă primărie. Aproape lângă primărie. Eu vorbesc de centrul civic, unde au cămin cultural, au casă de cultură, au un cec, au un parc. Deci nu vorbim așa de amplasamente astea care au apărut peste noapte. Nu, s-a întâmplat să fie acolo, dar nu așa. Până la urmă, domnul primar vine cu o investiție aici de câteva sute de mii de lei pe centrul comunei, care va arăta foarte frumos, o să vedeți, și stăm acolo cu macaraua în drum, cu cimentul, să sparge aia, da? Domnul meu a o relata perfect. În mijlocul intersecției, acolo unde trebuie să ai flux, ăștia depozitează material de construcție. Ce facem? Da. Asta e.
Nu mai ai nici pe să treci în pui bunul. Da, acolo, este la deal e o problemă acolo. Și aici la vară e o problemă de mult. Aici mai bag în curte, dar și acolo te ajung cu strază. Până la diverse, domnul. Așteptăm. Da. E problema de ăștia, cu belele alea care sunt cu carton, sticle, mă, așa. Și este metal. Ar mai trebui una pus acolo, domnule, că numai oamenii au venit la mine, domnule, unde să depozităm, unde să punem sticlă, unde să punem carton, unde să le... Se duce dincolo, e ocupat, e plină fum. Din cu la școală e full și nu are un sol. Se le bagă în canal, se înfundă canalul, da. Se duce la conică, miroase acolo de nu știu cum, cum la intrare în Băciun și problemă. Și problemă cu ăsta, cu carbii bun. O făcut drumul, știu că o făcut, da, cu 3-4 elemente de acolo. Da. O luat iar, o venit azi dimineața, a fost acolo, da ulița aia pe lângă din, la dea. O face și pe aia, domnule. Păi, plecat de acolo. Pe a plecat de acolo. Păi de ce ai lăsat-o, domnule, și ai fost tot deci, acolo? Deci, lucrarea asta înseamnă un deviz cu aprobat, da? Da? Și acolo sunt niște drumuri pe care sunt menționate acolo și o să fie toate, nu să recepționează lucrarea, domnule, de aia. Și acolo pusă, că acolo sunt niște. Vorbea, da. Acuma, știi cum Grup de acolo. Plecăm de acolo fără să facem ce trebuie, că doar de asta l-am lăsat la acolo. Adică azi s-o trebuie oprat, trebuie un joc cât mai e. Două din piatră de acolo, că-s niște șanțuri acolo. Domnul, o să vedeți la urmă când e terminat, da? Acum e timpul lucrării, mă, o vede și ploaia, cine e vinovat de... Drumul ăla, pe lângă Gheorghe. Trebuie și ploaie până la urmă. Acum bine, fiți mulțumiți că aveți culturi frumoase. Yes, mulțumim la Dumnezeu. Dar nu numai noi, toată în comună. Aia ce zic? Așa, noi... Mă rog, e primarul religios, asta e. Nu suntem... Nu suntem... Nu suntem... Plătește înseamnă să dai bani la biserici. Dumnezeu plătește... Nu mă spune asta cu urmă, eu am trecut de la pe acolo. Și te rog, am venit și mă frumie și am făcut să-i... Am făcut și o propunție... Trebuie scara, nu știu ce... Dacă mai spune cineva că nu ce-a nostru, nu se face... Câștigul de la munți să fie de la biserici. Da. Și eu. Dar ce e de urmă? Și modic. Da, el participă cu 10% la cheltuieli? Nu știu ce trebuie promoșie. Și vrea acest bar. Nu poți să mai poți fericită? Vrea băciucă. Unde? Și acolo, domnul, ce l-a luat, cât tarifuri. Acolo s-a lăsat de tarifuri. Cretarea alea nu sunt așa de... Spre ambalăciurile mai sunt alte, nu știu, nu e bine acolo și între toate vitoarele. Deci lucrarea nu este recepționată, urmează să... Care vitoare? Nu, la gurile de cădere. La gurile de cădere. Vine apa, se umflă și merge deasupra. Piatra vine toată. De câte ori a venit piatra în căratul? De câte ori a venit în căratul? Oa, știți cum e? Nu vine nimeni. E o lucrare proiectată. Constructorul a făcut ce a fost... O să vedem, dar cu grătarele nici eu nu sunt de acord că a fost lucrării. După ce o să fie recepționată, ne rămâne nouă sarcina, dar da. Întreține, știți? Și problemele cu care se confruntă ei, o să ne confruntăm noi mai târziu. Și asta nu e din vina proiectatorului sau constructorului. Vina este de la Doamne, care știu, ne dă ploaie și ulițele de la noi au peste 10% pantă de inclinație. Da. Și orice am pune noi acolo, până nu modernizăm străzile alea, o să avem aceeași soartă. Nu arată bine. Că... Am înțeles. Hai. Înțeles, dacă le vede cineva... O să le schimbe, o să le facă cum trebuie. Nu, da. Sunt făcute bătute cu cuie, cu șurub. Da. Dar unde și șurub. Și au rupt, au ieșit în sus. Eu am văzut și eu, o să discut acolo. Chiar în față la ea. Viceprimarul, pare rău că noi este astăzi aici, domnului președinte de comisie de recepție, să-ți facă mențiune asta, procesul verbal. Nici eu nu o să semnez procesul verbal până nu văd lucrurile astea, vă promit lucrurile astea. Până nu văd alea schimbate și făcute cum trebuie, nu. Bă, tu te șorului, așa. Eu semnez ultimul procesul verbal de recepție, da? Bun, am înțeles. Intră un copil acolo, bun. Am terminat și cu diversitate. În legătură cu apa, problema este cât se poate de oablă. La Băcea e o problemă, acum băieții sunt iar și am cumpărat două regulatoare de presiune, mi s-a blocat regulatorul de presiune la Angel acolo, să vedem care e cauza. Am luat două noi nouțe să le schimbăm, să deci să întâmplă, rezervoarele sunt pline ochi. Dar asta nu înseamnă că apa ajunge la deal, la biserică, nu va niciodată. Foarte rar și e o problemă de sistem, trebuie să o descopere cineva. La Scărișoara Mandiva, e noaptea minții acolo. Nu vă arăt telefonul, că am mesageria plină și frigiderul mi-a mai luat două lăzi.
colac peste pupăză, mi-a rămas o pompă înțeperită în puțul de la CAP. Cu... Nu știu din ce cauză, urmează să aducem o macara. Am tăiat toți copacii acolo, am avut ghinionul să vină ploaia, care trebuia, era și ea necesară, dar o venit că nu trebuia pentru noi. Să se zice, am vorbit cu omul cu macaraua, care din păcate iarăși e singur în zonă și trebuie să vorbești cu el un pic altfel, că e un pic nebun. Puțul a fost decolmatat, iar s-a acumulat. Da, decolmatat și astăzi mă trezesc că mi s-o arșe pompa și mi-a lămurit și nu mai pot scoate. Am trei macarale legate de ea, e priponită în... Să vină macara mare, să, putem, să vedem dacă o scoate, dacă nu, la rectificare acum în august trebuie să găsim resurse, să facem ceva pentru zona asta. Asta nu înseamnă că cetățenii nu ar trebui să înceapă să conștientizeze că apa e o problemă de actualitate și o problemă pentru viitor. Noi continuăm să udăm și să folosim nerațional apa, o să avem probleme mari și mai târziu. Așa că rugămintea mea e pentru toată lumea să înțeleagă că nu poți lăsa. M-am dus toată ziua cu ochii după apă, să nu iasă din asfalt, să nu iasă... Curge apă de la o nene din curte. Zic, dar de, m-am oprit cum așa, de unde curge apa asta? Păi de la mine, de la Ulu. Păi zic, de ce ai lăsat-o? Am uitat robinetul deschis. Da, dar uite, pentru chestia asta, ăla de la deal, numai ta n-are apă. Pentru că dăm drumul la vale, ăla de la vale, de la deal rămâne primul fără apă. Așa e conceput sistemul, așa funcționează. Și atunci trebuie fiecare dintre noi responsabilizat în sensul în care, băi, haideți mă să prețuim, să avem grijă și de la... Nu vă spun ce am puțin la Scărișoara, că am încercat într-o zi, într-o sfârșit săptămână, să opresc apa la vale, să las și oamenilor de la deal de centru posibilitatea să se spele și ei sâmbătă, duminică, că na, n-aveau de o lună de zile apă acolo. Și m-am trezit cu opoziția unui domn lider de sindicat care era în stare să ne și bată. Mai sunt fost lider de sindicat. Hai. Care poartă o eșarfă la gât și o beretă pe cap. Deci nu am putut crede că un om care se pretinde cu inteligență scripitoare să aibă atitudinea asta de grobia de la... Păi nene, dar mata înțelegi că și omul ăla e în ființă ca și matare. Și el transpiră și el trebuie să-și facă mămăligă cu apă și poate n-are bani să-i cumpere apă plată, da? Cum ai matare? Nu, domnule, o zi nu a avut apă și a urlat și a scris pe toate intervalele posibile. Pe toate gardurile era numai vocea lui, da? Că nu înțelegem noi. Păi noi nu înțelegem pentru că e greu să mulțumesc 5.000 de suflete. Ori dumnealui nu înțelege deloc. Băi, dar când e vorba de aproapele tău, oamenii n-au avut și am spus, domnule, hai să încercăm să raționalizăm. No, ce înseamnă asta? Eu dacă plătesc, am dreptul. Da, dar poți să ai dreptul și stângul, poți să-l ai la fel de bine. Păi, acum, Dumnezeu să ne ierte. Dumnealui are apă toată ziua și nu plânge niciodată. O zi ei s-a oprit apa și a urlat în toate felurile. Ne-au făcut doar mii de porci. Deci are și astăzi, dacă îl căutați, are. Și l-a mai găsit și cu prostioare și știu eu mai multă istorie decât știe dumnealui. Dar noi am închis ochii și are să fim toleranți. Hai să... Dar nu se poate, nu, e... Apa urmă tot. Da. Când ești pensionar și n-ai ce faci, găsești. Păi pune mâna pe sapă și epuizează energia care te mișcă. Nu e altă soluție decât să, v-am spus, acolo la Scărișoara trebuie să caut pe cineva să ne facă repede o documentație până la rectificare. Asta nu e mare lucru. Apa de la cele două puțuri să fie înmagazinată și apoi dusă la deal în rezervoare. O să trebuiască un pic de investiții pe care cred că până la sfârșitul anului putem să o facem, să terminăm odată cu... Dar v-am spus, nu este inepuizabilă resursa de apă și vă spun cu toată dragostea. Nu, asta nu înseamnă că o să fie suficientă. Când avem nevoie de apă în solarii, știți, la Marvila, spre exemplu, e un aspect. Când a funcționat, funcționează apa, episodii cum funcționează apa, numai că ar elimine apă din bocă, de la hidranți. Cum să termină apa, îi vezi pe băieți cu remorcele la vale. Și atunci, ce se întâmplă? Care? Explicația e simplă. Când avem apă, folosim apa aia. Că nu trebuie să udăm cu apă din... Dar de ce nu uzi în fiecare zi de acolo? Da, e și gratis, știi? Adică sistemul ăla le dă posibilitatea vreo 5 ani de zile să consume fără plată. Că e nou și...
Nu, și mai munca, puțin, e mai comod să iei, să dai drumul la... Asta înseamnă că n-au abonament. Da. De consum am... Erau improvizat. Nu știu, cine vă dat acolo. Da, trebuie să faci poliție în comunități, să poți să... Și v-am spus, nu știu dacă este compatibilă activitatea de polițist cu cea de organ administrativ local. Eu așa am crezut și am plecat la premiza de la începutul drumului că oamenii pot fi convinși și încă mai cred lucrul ăsta, că așa trebuie să facă lucrurile, fără prea mult efort și cu înțelegere între toată lumea. Că altfel dacă noi vrem să facem și doar noi facem și o mie dintre noi strică, nu o să avem niciodată spor. Stăm pe loc și o să ne bălăcărim în noroi până ne îngropăm. Lumea trebuie să înțeleagă, mă, dacă s-a făcut ceva. S-a făcut pentru toată lumea, nu pentru mine. Dacă a făcut parcul ăsta, băi, omule, parcă sunt nebuni, vor să-l mănânce, să-l distrugă. O să fie făcut în centru aici frumos, o să vedeți, mănâncă coșurile. Eu am înțeles, măi, impactul ăsta poate, eu știu, poate fi și agresiv. Dom'le, nu a văzut omul. Până să, e ca maimuța aia, până te mângâie, să vadă ce ești, ce chinie, da, să-l pipăie, să-l învârtă, să... Îl strică până atunci, îl reparăm, îl punem la noi. Aceeași treabă, aceeași manifestare. Păi când nu ai treabă, scoți bor mașina și te-a pus de găuri bărcile pe centru. Așa ceva. Și mă duc și spun, băi, fata ta, băi, doamnă, ai pregrijă de băiatul meu dacă faci prostii. Zic, ce să fac eu? Nu-ți dau amendă, că știu că n-ai cu ce-o plăti. Nu pot să... Dar n-am ce să-i fac, domnul primar. Credeți-mă că mă doare inima și mi-am amar în gât. Că văd, bă, chichinui să faci ceva, doar zic, găsești totul, uite așa, te vă rog. Nu vă spun ce găsim lunea dimineața, pentru noi este calvar. Și nu avem, știți că funcționăm în trei degete. Îl trebuie pe săracul Sandel în centru. E o zi pierdută pentru un om, că trebuie să facem curățenii ca la porci. Exact ca la porci. Bă, să mănânci semințe până să îngroapă pantofii în semințe. Și era dimineața... Să ferească Dumnezeu. Au spart gresia pe scena aia la parc. Bă, au ciudă, o spart o placă. Zic, o scăpa ceva să o spart. O luat-o la rând și au început să o spargă toată. Au, măi, o fi lucrând la salină, o zdrobiți bolovan de sare, ce-a făcut? E nenorocit. Ședință, gata, lasă-te. Un cal bătrân din 80 de kg, 100 de kg, să urcă pe un căluț de ala pentru copii mici, că vrea să dea el în arcul ăla. Bă, dar mintea aia, cât e din, la 80 de kg, trebuie să ai și tu volea că din nucă mai mare în cap. Nu, că până nu-l rupe, să hâțe el acolo așa, să urcă din topogat pentru copii. Mi-i să te dai tu că ești... Am spus drept, nu a fost, nu a fost, nu a văzut. Da, acum încearcă și el să fie copil. Și capacitatea lor? Nu s-a adicat să pierde, nu spune acolo. E greu, e greu și credeți-mă că... Vedeți noastră... Da. O să... Așteptăm ca viitorul să mai lucreze la materia cu care suntem înnobilați de creator. E greu acolo. E greu, așa este, dar noi trăim cu speranță, dacă altceva n-avem de făcut. O să trebuiască să facem pază cum făceam pe timpul Ceaușescu. Când îți vine rândul, nu ne lasă poliția, nu suntem autorizați. Da, păi și poliția face pază de să o omoară. Da. La parcul suntem, de supraveghere. Aici ai problema noastră. Și de timpul Ceaușescu nu-mi place? În camere, de unde sunt? În unele subsemne, ilustră faptul că zilnic un taxi știu alimentează persoane interesate cu anumite substanțe, obiecte necesare distracției locale. Și se face permanent. Știu. Păi, datorită acestor lucruri, că e vin la 10 noaptea, la comandă, la 2 noapte, la 3 dimineață, marfa și pleacă. Cineva trebuie să știe. Până când ajung pe mâna unor minori, care sunt în îngrijirea bunicilor, minorii vin și sunt luați cu colectivul, cu colectivitatea, cu în grupuri, și ajung să îi distrugă. Și bă, că nu se întâmplă nimic, poliția nu are nicio treabă, vin pe aici, pun girofarul, zici că sunt filme. Și pleacă, atâta, mulți vom mă pentru eu am informat pe toată lumea din zonă de la poliție, de aspectul ăsta și nu s-a făcut nimic. Și credeți-mă că la Răcăciune sunt doar vreo 5 taxiuri. Vedeți? Eu văd, dar... Mie mi-e frică ca virgulă caracatița aia să nu fie prea mare, să-mi tragă vouă la după cap mie, știți că eu mai bine... Dar trebuie să spui că n-ai cum, nu poți să lași lucrurile astea să se întâmple fără să ai reacții.
Pentru că, până la urmă, vorbim de viitorul copiilor noștri, știți? Și aici doare cel mai tare. Păi dacă nu aveți curaj, bă, fraților, lăsați pe alții să facă treaba asta, că Dumnezeu să mă ierte. Deci parcul a devenit un mijloc unde se distribuie. În zona lui. Că mulți vorbesc că în spate acolo, unde, în față cu marketul, bine, parchează, dă drumul și pleacă. Și atunci băieții în parc fac, devalizează parcul ăla, ne-a costat pe noi câteva sute de mii de lei sau sute de milioane, da? Și ne mai costă ceva ca să-l punem 100% la punct. Pe ce folos? Nu reușesc să-l urmăriți taxiul ăla, da, mi-a luat. Cineva deja i-a luat numărul. Bine făcut. Da, și îi vorbează să-l dea mai departe. Nu știu că gândiți, vor lua măsuri, dar ideea domnului primar de a chema organul de poliție de la Cerca 5 să ne prezinte o informare cu privire la stadiu. Cred că, de fapt, noi o simțim. Da. Deci starea infracțională și de altă natură, noi o simțim în fiecare zi. Dumnealor trebuie să ne, să ne expună ce măsuri au în derulare, ce dosare au instrumentat cu privire la ce? La lovire, la tulburarea ordinii și liniștii publice sau alte și alte infracțiuni pe codul penal, care trebuie să ne spunem, să știm și noi ce se întâmplă cu, cu starea asta infracțională la nivelul Comunei Corvoasă. Și ea se repetă anual într-o perioadă. În cursul anului mai sunt cei care rămân în satele noastre și care fac anumite de reguli sub altă formă. Că și acolo nu avem măsuri. Primarul știe toate cazurile cu camere de luat vederi, care au înregistrat spargerile, au ajuns la instrumentarea organului de poliție și nu s-a dispus nicio măsură. Deci îi dau hoțul cu camera de filmare, dar îi vedea răbate. Autor necunoscut. Deci atunci, dacă... Prima cauză fără școală la Băciuia, cu câțiva ani. Ce-ți mai vorbim? Când s-o ridicat să smulgă camera și s-o duci direct în față așa să ia camera. O lua camera, după aceea o spar geamul și făcut pe acolo. Șeful, uite, imagine. No, da, 50 de euro. Sfârșit. 50 de euro, sfârșit. Da. 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 Să trecem la vot. Sunteți de acord? Cu toate proiectele de hotărâre? Nu, pe rând, vă rog. O luăm ușor așa, de la primul la ultimul, că nu se minute. Da, s-a doar patru. Proiectul de hotărâre numărul... 84. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre numărul 84, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corvoasca? Proiectul de hotărâre numărul 85. Privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Corvoasca pe trimestrul al doilea. Cine este pentru? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 86. Privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Corvoasca Bisericii Ortodoxe cu Hramul Sfântul Nicolae din satul Scășoara. Cine este pentru? Și proiectul numărul 87, privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunii Corvoasca, Bisericii Hramului Sfântul Mihail și Garbel din satul Corvoasca. Cine este pentru? Mulțumesc! Și noi vă mulțumim frumos și vă urăm o săptămână și o vară cu verde, caldă. Caldă. Pentru cine nu-i invitat la anuntă sâmbătă, invităm astăzi.